Bună, Narcisa, și bine ai venit acasă. Bună ziua, mulțumesc. Dar acasă este în partea cealaltă. Ești din Oltenia, nu? Din zona... Well, debatable, cumva. De unde mai exact? Tata este din Oltenia, mama e grecoaică din Dobrogea, suntem așa o familie amestecată. Amestecată. Da, da. Și tu peste hotare, după atâția ani de zile, chiar că e totul amestecat. Exact. Da, da. Dar unde te simți cel mai bine? Unde este familia? Nu am un loc anume. Oriunde este familia, mă simt acasă. Ai plecat acum este Hong Kong, înainte era Tokyo, Singapore. Și tot așa. Și tot așa. Te-ai stabilit în Japonia de foarte tânără, adică imediat după facultate, din câte rețin. Da. Și a fost, cel puțin pentru vremea respectivă, după ce termin facultatea, să te duci să-ți iei viața în piept așa, a fost ceva curaj. Da, da. Eu sunt stilul de om care îi place să facă excese, probabil. Totdeauna vreau să fac ce alții nu fac. Uite unde ne-am adus excesele. Nu? Da, da. Ești mai degrabă un om de artă sau un bijutier? Știu că se îmbină frumos și că sunt tot din domeniul ăla, dar totuși. Bijuteria este artă, într-adevăr. Nu știu dacă mă văd ca un jeweler, ca un bijutier, pentru că, vedeți dumneavoastră, eu sunt designerul care face conceptul, dar nu sunt omul care setează pietrele. Uh-huh. Deci mă văd mai mult ca un artist. Ca un artist. Care, unde-i vin ideile, creațiile, unde și le... Inspirația dă peste tot din lume. Vedeți, nu poți să ai inspirație dacă nu călătorești mult, dacă nu ai un univers cultural destul de deschis, dacă nu ești cât de cât, să zicem, educat, în primul rând, și să ai setea asta de cunoaștere. Uh-huh. Un om care nu este interesat ce se întâmplă în jurul lui și ce fac alții, nu poate să fie niciodată inspirat să creeze ceva extraordinar pe care alții să-l iubească. La fel și în artă. Să fii un artist sau să fii un designer bun, trebuie să ai o anume sete, să descoperi lumea, să mergi, să vezi locuri noi. Petrec foarte mult timp în muzee. Multe piese ale mele sunt inspirate din... De acolo. Da, din muzee, din obiectele clasice, din pictura clasică. Apoi, foarte mult timp îl petrec pe diferite insule exotice, pe vreo plajă pustie, pe undeva, prin lumea asta. Unde e liniște și unde se adună liniște. Gândurile. Exact, exact. Dar e foarte interesant că poți să creezi foarte bine și când sunt în Tokyo sau în New York sau nu foarte mult în Los Angeles, în orașele foarte mari sau Hong Kong, în orașele foarte mari și foarte aglomerate, zunzetul al orașului, totul pe verticală, cumva îți dă un sentiment așa că ești atât de micuț în comparație cu ce în jurul tău. Exact, cu ce se vede. Și ce e foarte interesant, te face să te gândești în trecut, la ce a fost înainte, care au fost valorile culturale trecute, de unde te poți inspira, sau construcția, arhitectura, construcția modernă. Uh-huh. Am foarte multe piese inspirate, de exemplu, de Zaha Hadid, de arhitectura ei. Am piese inspirate, acum la care lucrez, de Tadao Ando, de arhitectul japonez Tadao Ando, care face foarte, foarte Bauhaus, foarte moderne construcții. Dar din România? Inspirația? Mă gândesc serios acum la Constantin Brâncuș. Da. Da. Avem de acolo, da. Avem. Multă avem. Inspirație. Exact. Se poate creiona ceva. Care este... Sunt convinsă că ai mai fost... Sunt foarte motive tradiționale din ea românească care pot fi repuse. Exact. Foarte interesant, nu știu, am făcut în facultate etnografie și folclor și am fost pasionată de asta. Nu știu dacă ați observat, dar avem foarte multe cu culori sau anumite motive folclorice care seamănă foarte mult cu cele din India, de exemplu. India, exact. Avem foarte multe, mărțișorul nostru, culorile, da? Cum sunt... Șnurulețul. Exact, seamănă foarte mult cu niște șnurulețe din Japonia, nu știu de ce și cum. Iată, dar, că undeva se aseamănă culturile și se îmbină frumos. Da. Care a fost prima bijuterie pe care ai creat-o? Trebuie să te întreb. Ce a fost? Un inel, un lănțișor, o brățară? Inel. Inel. Da. Pentru tine? Nu. Bine, am creat și pentru mine, dar prima bijuterie creată pentru mine, niciodată m-am gândit ca o piesă comercială a brandului. Da. Ce am creat pentru mine a fost pur și simplu hobby. Bijuterii create pentru alți clienți, au fost inel și butoni. Și butoni. Mm-hmm. Dar prima bijuterie creată o mai ai? Pentru mine cam tot ce am creat am. Eu sunt stilul de om care se plictisește foarte repede și totdeauna am impresia că pot face mai bine și de multe ori le scot pietrele și le reform, le schimb forma,
le combin, fac altceva, după câțiva ani iarăși le combin, fac altceva. Deci să înțeleg că de la an la an se schimbă plăcerile. Evoluăm, mm-hmm. exact. Ne cunoaștem mai bine, apar alte lucruri și alte trenduri. Pentru că și, cred că e în calcul un pic și trendurile, nu? Ce se poartă. Da. Mă refer la bijuteriile poate mai masive, mai puțin masive, mai colorate. Nu atât de mult trendul, cât gustul personal. Vedeți, cu cât evoluăm, cu cât ne schimbăm, cu atâta ni se schimbă stilul în care ne îmbrăcăm, ce bijuterie purtăm. Mm-hmm. Când eram tânără, îmi plăceau foarte mult piesele mici, de exemplu. Mici. Plăceau inelele foarte mici, un pendant foarte simplu, un mic cerc acum sau o inimioară. Mai big. Nu, acum din ce în ce sunt mai mari și mai colorate și mai statement. Și nu știu, abia aștept să fiu la vreo 70 de ani, să fiu așa un foarte cool aged woman cu niște big statements ca Iris Apfel. Big, așa. Exact. Care ar fi bijuteria la care te gândești? Nu știu, uite, așa cum evoluează tot ce înseamnă tehnologie și apar foarte multe lucruri noi rapid, poate că așa este și în domeniul ăsta al bijuteriilor. Ce crezi că se va purta peste 5 ani? Vă zic ce se poartă deja de acum și cu siguranță încă nu a ajuns atât de departe până în Europa, încă tehnica respectivă. Se poartă foarte mult bijuteria făcută în titanium, italienii fac și ei destul de mult. Se poartă foarte mult bijuteria în ceramică. Ceramică. Mm-hmm. Pentru este o ceramică, un polimer anume, nu e pictată, este o ceramică anume care nu se sparge. Este un bijutier, un designer și bijutier foarte cunoscut din Hong Kong. Are inclusiv expoziții diferite muzee, dacă nu mă știu, cred că și la Louvre are de curând ceva. Wallace Chan, care îl admir foarte mult, face absolut operă de artă. Bijuteria lui nu este neapărat o piesă purtabilă, ci este un obiect de artă. Obiect de artă. El a inventat această ceramică, care este mult mai dură decât orice metal, zice el. Mm-hmm. Care e absolut fantastică. Poate să vină ceramică în diferite culori, albă, neagră, violetă, și poți să setezi pietre foarte mari, să faci big statement pieces. Mm-hmm. Vrei o bijuterie statement? Adică am foarte multe bijuterii statement. Problema este că în momentul în care o bijuterie statement e ușor recognizable, foarte ușor recognizable, și la un moment dat când te plictisești, dar nu poți purta zilnic. Mă gândesc la una care să, uite, să fie expusă într-un muzeu și din care și alții să se inspire. Da, din cauza asta avem coroanele regale pe care le facem și probabil vor deveni piesă de muzeu la un moment dat. Lucrez la câteva piese și am tot făcut expoziții, de fapt, cu galerii de artă prin lume. Am avut piesele care au fost la Metropolitan Museum Gala, de exemplu, pe red carpet, inspirate de catolicism. Uh-huh. Nu știu dacă ați văzut Madonna anul trecut la Met Gala, a fost în cercei, inel și niște brățări ca niște zale din aur și diamante foarte mari, iar un inel cu o formă de sabie foarte baroc. A fost vândută, de fapt, la o colecționare japoneză foarte, foarte repede după și cercei și inelul respectiv. E interesant că piesele astea de pe red carpet imediat sunt căutate sunt de colecționari. Da. Exact. Da. Cum e pe red carpet? Că ești și tu acolo. Adică purtate de celebrități? Cum este pe red carpet? O să am un red carpet, de fapt, chiar acum, foarte în curând. După România o să fiu în Hong Kong o săptămână, apoi la Tokyo o săptămână pentru câteva evenimente, după care avem Daytime Emmys în Los Angeles, unde o să fiu și eu pe red carpet împreună cu toate celelalte staruri care îmi vor purta creațiile anul acesta. Cine poartă, zi-mi două nume. Nu vă pot spune încă, dar vă pot spune că probabil 80% din ele. 80%? Pentru că sunt, anul ăsta, majoritatea bijuteriilor vor fi sub Narcisa Ferris. Sub Narcisa, ok. Da. Ai visat la asta când erai mai mică? Când ai conștientizat ce vrei să faci, de fapt? Că nu neapărat, nu cred că partea de red carpet sau de glamour m-a atras atât de mult când eram mică. Asta este ceva adiacent care se întâmplă să vină împreună cu brandul și cu ce fac acum, dar nu este motivul principal pentru care fac ceea ce fac. Ce n-ar trebui să spună o femeie despre ea niciodată? Oh my goodness, vanity and humbleness. Ce n-ar trebui să spună o femeie despre ea niciodată? Mai mult decât este. Să nu spună că este mai mult decât este. Decât este. Da. Ce înseamnă lux? E o chestie foarte relativă de la om la om. Ce înseamnă lux? Înseamnă să ai libertatea să faci ce vrei fără să depinzi de nimeni și nimic. Luxul pentru mine înseamnă libertatea de a alege. Și sărăcie? Tristețe și goliciune interioară. Te-a schimbat tot acest succes?
Nu, m-a adus mai mult cu picioarele pe pământ, cred. Ești mai înțeleaptă? Alegi mai... Nu toți facem greșeli, suntem oameni. Sunt mult mai detașată, cu siguranță sunt mult mai detașată, dar sunt și mult mai încârcenată, sau cum se spune, da, driven, să merg mai departe, pentru că știu că sunt foarte mulți oameni care depind de mine. Vedeți, când eu mă gândesc la ceea ce fac, nu sunt doar eu în acest afară, ci este o companie în spatele meu cu oameni care au și joburi, care trebuie să lucreze, care trebuie să meargă acasă, să-și întrețină familie și toate cele. Da. Nu este doar partea de glamour pe care lumea o vede în fața camerelor sau pe red carpet. E foarte multă muncă. Este. Și multă responsabilitate. Plus că suntem într-un domeniu unde obiectele au foarte mare valoare. Avem probleme de obicei când călătoresc peste tot pe unde sunt, trebuie să fiu cu oameni după mine, cu echipe care să mă păzească, echipe specializate care să se ocupe de transportul bijuteriilor. Uh-huh. Este foarte, foarte muncă de multă muncă de coordonare. Când pleci într-o călătorie personală, nu de business, câte bijuterii ai după tine? Foarte puține. Puține? Da, pentru că e prima dată când vreau să fiu relaxată fără nicio grijă. Dar este o bijuterie pe care o ai permanent cu tine? Inelul meu de logodnă pe care l-am permanent și eventual iau o pereche de cercei și poate un mic choker sau așa ceva. Uh-huh. Cercei, îmi place neapărat să am cercei. Cercei. Cercei și un inel foarte mare. E suficient. E suficient. Și tu ești genul evident de om care nu are un alt brand în casă de bijuterii? Bijuterii? Nu. Nu? Nu, sunt toate ale mele. Eram sigură că e nu. Nu mă așteptam. Gluma. Îți mulțumesc foarte mult. Eu vă mulțumesc. Sper să fie și o relaxare venirea în București, în România, cât de cât, un pic. Sper, abia aștept să văd dacă există ceva la teatru sau la Ateneu. Cât am fost student, îmi amintesc când eram în țară, mergeam în fiecare duminică la operă sau la Ateneu sau la teatru. Îmi este dor de generația de oameni de cultură de pe timpul. Ești aproape. Faci un pas. Aproape, exact. Și ai sărit. Da. Și încă am prietene de atunci, de vremea de pe atunci. Cum aud că sunt în țară, mă întreabă la ce teatru mergem? Mergem la operă, mergem la ceva. Asta e bine, pentru că te readuce puțin înapoi și poate cine știe, inspirația e stânga-dreapta. Oamenii sunt foarte sensibili aici. Să știți că este o generație tânără de artiști fantastică. Uh-huh. Admir foarte mult ce se întâmplă acum în România. Da, într-adevăr. Sunt mulți oameni creativi, mulți. Așa este.